Este densitate mare pe metru pătrat. Dică, Dică centrează la 6 metri. Foarte bine a apărut Alexandru Crețu, minge pentru care se bate Ionuț Voicu, dar care ajunge tot la Crețu și bună șansă de contraatac a ieșenilor prin Hergelegiu. Dribling bun al lui Hergelegiu, șansă de gol pentru Iași și mingea trece pe lângă poartă. Ce ocazie ratează Iașul la acest contraatac fulger. S-a distrat efectiv Hergelegiu cu Alexandru Coman. A tras plasat în cross, însă mingea a ocolit incredibil bara din dreapta. Mare ocazie a moldovenilor de deschidere a scorului. Atac superb al echipei lui Marius Lăcătuș. Rămâne însă 0-0. Își dau seama de pericolul acestei faze jucătorii lui Lăcătuș. Intrare modestă însă lui Dic, a încercat fotbalistul Rapidului să trimită în fața porții pentru eventuală deviere și de data aceasta este și mai mare suspans la poarta giuleșteană. Un șut pe care îl scoate însă tărăchia. Se joacă moldovenii efectiv cu ocaziile în Giulești. Erau 3 contra 1 și 2 contra portarului Drăghia, însă a ieșit bine goalkeeperul Rapidului și a reușit să respingă cu piciorul. E adevărat că și ieșeanul s-a dus prea mult în stânga și și-a micșorat teribil unghiul de a șuta. Lăcătuș fierbe efectiv pe margine pentru un fost atacant. Este inadmisibil să ratezi în astfel de situații. Bălimaru și Crețu erau acolo, s-au încurcat unul pe altul și ratează, iată, ieșenii o nouă șansă de a deschide scorul în Giulești. De altfel, până acum, oaspeții au avut ocaziile importante de gol. În continuare, în atac, echipa din Copou. Ola respinge Martin de acolo pentru puțin. Bosoi este acum și scoate maxim din această faza aruncare de la margine, tot el repune lung către Liviu Mihai. E, ce gol! Incredibil! Super gol Clement Pălimaru! Este 1-0 pentru CSM Iași în Giulești. Ceea ce trebuia să se întâmple după cum a evoluat jocul în ultimele minute s-a întâmplat. Iașul deschide scorul în Giulești. O super execuție a lui Pălimaru, atacantul venit de la Clinceni. Un al 9-lea gol marcat de Pălimaru pentru, în această ligă secundă, pentru că am scris și pentru Clinceni. Revedem, n-a mai avut ce să facă Drăghia la această semifoarfecă a lui Clement Pălimaru, omul care a înscris și etapa trecută împotriva Farului la acel 4-0. Așadar, 0-1 în minutele de prelungire ale primei reprize, dar golul a venit după două mari ocazii ale moldovenilor în Giulești. Cred că o să-i conecteze la ceva aparate pentru a-i zgudui elevii Viorel Moldovan la pauză, pentru că ultimul sfert de oră am văzut un Rapid de nerecunoscut, un Rapid care n-a reușit să se apropie periculos de poarta lui Caparco, n-a reușit să construiască absolut nimic. Spațiu de manevră pe partea stângă pentru Doman. Înainte Doman se demarcă, Daniel Niculae și Ciolacu. Doman pătrunde, șutează Doman prin fața porții, acolo se aflau și Ciolacu și Daniel Niculae. Moment bun, moment de suspans la poarta lui Caparco și putem spune de la șansa lui Niculae din prima repriză, aceasta este cea mai bună fază de atac a Rapidului. Să spune că a mai fost o lovitură liberă care nu i-a pus mari probleme, ca șuturi pe spațiul porții, nu i-a pus mari probleme lui Caparco, lovitură liberă a lui Doman în minutul 24. Iată-l acum pe Daniel Pancu încercând o pasă în adâncime. S-au descurcat ieșenii. Greșește Voicu, ce greșeală, să-l vedem pe Bosoi. Acum în dreapta este Liviu Mihai. Din nou Bosoi, posibilitate de centrare către Pălimaru și mare ratare, din nou ratare a ieșenilor. Ar trebui să-i mulțumească lui Drăghia cu echipierii, încă o intervenție foarte bună a portarului Giuleștean.
mare, mare ocazia Iașului, care rămâne formația ce controlează jocul în Giulești. Drăghia a fost eroul giuleștenilor și la meciul din deplasare cu Sport Club Bacău, când a apărat o lovitură de pedeapsă, dar apoi o minge din doar 6 metri și toate punctele au plecat atunci în Giulești. Fază periculoasă la poarta lui Drăghia, cu o lovitură liberă lateral dreapta pentru Eșen. Doar doi fotbaliști ai Rapidului în zid, Ionuț Voicu și Doman. 5 jucători veniți din Moldova, în careul de 16 metri al lui Drăghia, în preajma porții Rapidiste, și gol! Gol marcat de CSM Iași, liniște totală în Giulești, 2-0 pentru CSM Iași. Liviu Mihai, nepermis de liber la 6 metri, l-a executat sumar pe Drăghia. Din minutul 60, Rapid Iași 0-2 și gluma se îngroașe pentru giuleșteni, dar să recunoaștem, moldovenii au reprezentat formația mai bună până în acum. Din mijlocul a 4-5 jucători rapidiști a reluat Liviu Mihai. Multe semne de slăbiciune în centrul defensivei rapidiste și în prima repriză fundașii centrale ai gazelor au urcat foarte mult și nu întâmplător au apărut ocaziile oaspeților. Da, avem reluarea celui de-al doilea gol al Iașului și vedem 6 jucători ai Rapidului în jurul lui Liviu Mihai și atacantul Iașului înscrie, iar suporterul Ieșean, singurul suporter care se află în Giulești, începe dansul, începe fel de lambada, să spunem, în tribună. Al 8-lea gol al lui Liviu Mihai în a doua, 5 au fost înscrise pentru Unirea Slobozia și 3 pentru Iași, puternic șutul care însă ocolește poarta lui Drăghia, dar a dat ceva emoții aici în Giulești. Adrian Olah a trimis spre poartă, iată, pe lângă țintă, șutul său. Încă o acțiune ce poate deveni periculoasă a Iașului, șansă de 3-0 pentru Eșen și încă o dată intervine Drăghia la pătrunderea lui Pălimaru. Este praf și pulbere, defensiva Rapidului este la fel ca un scaun de schiolat. Trec, sunt găuri multe și trec ieșenii așa cum doresc. Pălimaru a ratat 3 mari ocazii de gol, iar Drăghia la fel a avut 3 intervenții senzaționale. Putea să fie o catastrofă pentru Rapid, o catastrofă și mai mare. Degajează Caparco. Minge preluată de Pălimaru, le-a scos sufletul efectiv Pălimaru în această partidă fundașilor Rapidului. Continuă Iașu, pasă bună lui Crețu, încă o dată șansă. Incredibil. pentru Pălimaru, care ratează a pata mare situație a vârfului de atac al moldovenilor. Pancu trebuie să iasă din careu, pasează în spate la Sandulescu, șut formidabil Sandulescu, Daniel Niculae rea cu capul, ce intervenție a avut Caparco, a reluat Daniel Niculae. A fost fault în atac, a faultat. Dar s-a considerat fault în atac. Dar ce șut a reușit Sandulescu de la peste 30 de metri. Caparco zguduit bine de această torpilă. Dacă era puțin plasat în oricare altă parte, n-avea nicio șansă portarul Iașului, dar așa cum spuneam, Rapid nu poate să marcheze decât ori prin în urma unor faze fixe, ori prin șuturi de la distanță și revedem a patra mare ratare a lui Pălimaru din această partidă. Daniel Niculae la 16 metri, Daniel Niculae trage pe lângă poartă. În zadar se străduiește Daniel Niculae să schimbe ceva în această seară. În prelungiri ne aflăm acum și scorul este în favoarea ieșenilor, noul lider al seriei întâi în Liga Secundă, atât în clasamentul general cât și în play-off. Momente de final în Giulești,
se pregătesc jucătorii lui Marius Lăcătuș să se bucure pentru o victorie meritată. Rapid a fost de nerecunoscut în meciul din această seară. Pierde prima poziție, spuneam, atât în clasamentul la zi cât și în clasamentul play-off-ului. Dar mai sunt destule meciuri de jucat în această ligă secundă. Balon la bătaie pentru Tibi Bălan, însă mingea este trimisă prea puternic de Daniel Niculae. Nicio problemă pentru Caparco.